Bună ziua, sunt Loreta Lisnic și vă prezint știrile Amieții, iată care sunt cele mai importante subiecte. Femeia din Sângerei diagnosticată cu COVID-19 este indignată de faptul că autoritățile au declarat că i-ar fi dat o petrecere cu 27 de oameni la revenirea din Marea Britanie. Între timp, Ministrul Sănătății afirmă că nu va oferi informații despre meseriile celor infectați, dar confirmă că există medici diagnosticați pozitiv cu COVID-19. Cu un nou grafic de muncă, troleibuzele și autobuzele au circulat în această dimineață mai mult goale, iar până la ora 16 nu vor fi deloc pe străzile din Chișinău. Femeia infectată cu COVID-19 din Sângerei, care a revenit din Marea Britanie, se arată indignată de declarațiile autorităților. Aceasta susține că nu a dat nicio petrecere la revenirea acasă. Femeia a vorbit cu noi și ne-a povestit în ce condiții stă la spital, dar și cum a fost drumul din Anglia până la Toma Ciorbă, unde se află acum. De unde au luat toate informația dacă ei nu m-au sunat mine un cuvânt să mă întrebi? În cazul când a venit persoana din străinătate și a dat o petrecere că s-a întâlnit cu rudele. Eu rog Ministerul de Interne să ne clarificăm. De unde au luat, Ministerul Sănătății informația asta? N-am făcut nimic. La mine în casă au fost 3 oameni. Femeia de 59 de ani susține că a venit din Marea Britanie pe 16 martie. Avionul a aterizat la București, iar de acolo până la Sângerei a ajuns cu microbuzul. Cum a fost discuția cu cei de la vamă? Îmi întreba dacă e bine și nu ne-a dat. Și temperatura nu v-a fost măsurată. Nu, și nu ne-a dat nimic, nu ne-a avertizat că suntem în carantină. Femeia spune că se simțea bine, s-a întâlnit cu câteva rude, însă nici pomină de petrecere și nu înțelege de unde a apărut cifra de 27 de persoane cu care ar fi intrat în contact. După 3 zile a început să tușească, așa că a chemat ambulanța. La Grigorovca s-a oprit salvarea, au mai luat un pacient, tot bolnav. Medici era în față și noi stăteam de urmă, el... cu măști la gură. Iată, ce echipament avem. Acum pacienta este internată la spitalul Toma Ciorbă cu încă 5 femei în salon. Dau apă, săpun, lichid, hârtie. Care-i tratamentul pe care îl urmați? Ce primiți? Pastile, antibiotici, ne dau. Femeia spune că nepoții și copiii ei, cu care a petrecut timpul în Anglia, se simt bine și crede că ar fi luat virusul cât s-a aflat în microbuzul București-Sângerei. Poliția a anunțat că femeia riscă până la 25.000 de lei amendă pentru nerespectarea măsurilor de carantină. Însă femeia susține că în cazul ei s-ar fi prezentat informații incorrecte, iar dacă va lua amenda, va da autoritățile în judecată. Familia prezidențială nu a fost testată pentru coronavirus, susține Igor Dodon, care astăzi a oferit explicații pentru declarația sa uluitoare despre COVID-19. Șeful statului spune că nu a fost înțeles corect, iar de fapt el încerca să spună altceva. Acest coronavirus poate să treacă prin organismul omului și să nu observăm. Putem să nu observăm. Sunt... deja toate studiile făcute. Așa cum trece o gripă, simplu. Așa cum trece o gripă, parcă ai avut o lecție cât de probleme cu nasul, o lecție cât s-a trecut răceala prin tine. Și tu ai trecut coronavirus. Nici n-ai știut de lucrul ăsta. După ce această declarație s-a viralizat și a devenit subiect de glume, Igor Dodon susține că ea a fost scoasă din context. Nu încercați să faceți show-uri acolo unde nu este motiv de show. Cu acest virus pot fi infectate persoane care nu au simptome. Și nu vor da simptome. Adică poți să fii infectat cu coronavirus, să treacă coronavirusul și tu nici să nu știi că ai avut coronavirus. Da, nu o să-l simțiți, pentru că nu-l simțiți. Organismul de masă mai puternic, de exemplu. Și totuși, persoanele care nu au simptome nu sunt testate, susține președintele. Anume, din acest motiv, nici familia prezidențială nu a făcut teste. Noi nu am fost testați la coronavirus și nu ne-am adresat, pentru că se adresează cei care... au simptome. Dodon a mai anunțat astăzi că oamenii care se plimbă pe afară nu pot fi amendați atât timp cât nu există o interdicție oficială de a ieși din case. Noi suntem pregătiți și am vorbit și cu Ministerul Apărării. Avem și suficiente forțe, capacități și dacă va fi necesar, suntem gata să implicăm
și armata. Responsabilii de la IGP ne-au spus că cei care au revenit de peste hotare sunt monitorizați de poliție și medicul de familie, fiind telefonați și vizitați de câteva ori pe zi, iar cei care sunt prinși că nu respectă sunt amendați. Ieri, ministrul afacerilor interne a anunțat că în ultimele zile au fost aplicate amenzi care depășesc suma de 1.300.000 de lei. Acest virus poate să treacă prin organism și nici să nu-l observăm sau mama stai acasă. Cu siguranță, autorii citatelor vă sunt cunoscuți. Nu o să ne mai sărutăm, dar o să stăm așa la 2-3 metri. Cu ce perle vor rămâne în memorie demnitarii noștri pe vreme de COVID-19, vedem în câteva minute. La fel ca și Igor Dodon, Viorica Dumbrăveanu susține că nu va oferi informații despre locul de muncă a celor infectați cu COVID-19. Asta după ce ProTV a aflat despre un medic diagnosticat cu coronavirus de la Spitalul Republican de la directorul instituției, după două zile în care autoritățile nu au făcut publică informația și chiar au infirmat-o. Chiar și așa, ministrul Sănătății susține că avem medici infectați. Nu am relatat niciodată care este profilul pacienților suspecți sau celor cu COVID-19 deja confirmat, sub aspect de activitate profesională. Se întâmplă după ce despre faptul că un medic de la Spitalul Republican a fost infectat cu COVID-19 nu s-a știut timp de două zile, în pofida încercărilor noastre de a confirma informația. Ieri a făcut-o directorul spitalului și chiar dacă spune că nu va vorbi despre profilul celor infectați, ministrul Sănătății s-a referit totuși astăzi la miseriile lor. Afirm că avem îmbolnăviri în rândul lucrătorilor medicali, avem îmbolnăviri și în rândul poliției de frontiere, dar vom fi maxim atenți vis-a-vis de protecția și a datelor cu caracter personal, dar și ceea ce ține de protecția vieții private a acestor persoane. La moment, 13 pacienți se află în stare gravă, 72 de persoane, dintre care 8 copii sunt în stare medie și 7 cazuri în stare satisfăcătoare. La Spitalul Toma Ciorba sunt spitalizate 80 de persoane cu diagnostic confirmat și 10 sunt în stare gravă. La Spitalul Clinic Republican, la momentul actual, avem spitalizate 3 persoane, o persoană gravitate medie ușoară și 2 persoane evoluție gravă. Oamenii sunt îndemnați să ceară ajutorul medicilor la telefon pentru alte probleme de sănătate și să sune la 112 numai când este o urgență reală. Să evităm contactul fizic cu medicii și să realizăm comunicarea mai mult telefonică și doar la necesitate să apelăm cu adevărat la serviciile specializate, precum este serviciul 112. 94 de persoane din țara noastră sunt infectate cu COVID-19. Avem 38 de cazuri de import și 54 transmitere locală. 2 persoane au fost tratate, iar o persoană a murit. Așa cum alături de magazine și farmacii, benzinăriile sunt locurile unde se adună oamenii, unele stații PECO au luat măsuri speciale pentru a păstra distanța. Despre ce este vorba ne spune colega noastră Valentina Cozonac. Valentina, bună ziua! Bună ziua, Loreta, bună ziua, doamnelor și domnilor! În aceste momente atât de dificile, tot ceea ce contează și este esențial, de fapt, este responsabilizarea socială. Tocmai de aceea, o serie de stații PECO a implementat noi reguli pentru distanțarea, dar și respectarea distanței sociale. Mai exact, aceste benzi, marcaje, cu niște mesaje foarte interactive. Vă mulțumim că susțineți o afacere locală. Mai calcă pe aici! Exact asta vom face și noi acum. Vom călca pe benzi pentru a ajunge la casele de marcat, respectând astfel distanța socială care este recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, cea de un metru. Până ajungem aici la casele de marcat, dacă este o coadă, nu ne plictisim. Aceștia ne-au expus aici și un ecran pe care se rulează mesaje de responsabilizare socială, unde sunt mai multe informații despre cum putem să ne protejăm în perioada pandemică, chiar dacă ne expunem în spațiile publice uneori. Acestea sunt informațiile. Loreta, alegătura. Valentina, îți mulțumesc! De astăzi, troleibuzele și autobuzele circulă doar dimineața și seara. Chiar și așa, ambuteiajele de luni dimineață, cu care eram obișnuit până acum, astăzi au lipsit cu desăvârșire. Sunt câte 20-30 de pasageri maximum, spun șoferii mâhniți. Yeah.
Este ora 8 dimineața, o oră la care, în mod normal, trolebusele și autobusele sunt foarte aglomerate, iar pasagerii se înghesuie să prindă un loc măcar în picioare. Astăzi, însă, situația este complet diferită. Aceste mijloace de transport sunt aproape goale. Astăzi a fost foarte slab de pasageri, adică puțin pasageri, nu avem pasageri. În deosebit, să văd pasagerii acasă. N-am avut mulți pasageri. Maxim cât? Am să vă spun, încoace am avut 7 și înapoi am avut 14. Sunt foarte puțin. 3-4 oameni, ia că eu de acolo până aici am adus 3 și acum am mai luat 2, deci am 5 oameni. Chiar și cu un flux nu foarte mare de pasageri, în stații puteau fi observați carabinierii. Ținut foarte mult, discutăm cu persoanele, aducem la cunoștință măsurile de siguranță. Se respectă în mediu până la 25-30 de persoane. Așa cum școlile sunt închise, cei mai mulți pasageri sunt adulți sau bătrâni. Dacă primii spun că sunt nevoiți să iasă din casă pentru a merge la muncă, ceilalți nu prea au motive întemeiate. La serviciu mă. Eu mă duc la serviciu. Întrebăm, de ce, unde vă duceți la șeru, la șeru? La lucru. Mulți, adică parcă din carantină, dar încă lucrează oameni. Sunt ca bătrâni care mai mulți primblă. Am văzut o bătrână cu o sticlă de 6 litri de... Și zic, unde vă duceți dacă știți că trebuie să stați acasă? Mă duc după apă de la izvor. Toate mijloacele de transport în comun sunt dotate cu soluție dezinfectantă, iar șoferii și taxatorii poartă măști și mănuși. Aceștia însă spun că nu toți pasagerii conștientizează pericolul la care se expun. Nu respectă cerințele care se dau. Nimeni? Nu, sunt care dezinfectează, dar sunt mulți care nu. Sunt din oameni care nu cred că există boala asta. Nu se folosesc din nimic. Șoferii și taxatorii sunt îngrijorați de faptul că situația ar putea dura. Nu știu ce să faci, mie că acum să o lecuță că mai e, dar primul cerc n-am avut. Pentru sănătate, da, eu sunt de acord, mai bine, dar e că eu am 2 copii acasă, e că lucrez, e că ați văzut singur, uitați-vă în salon ce oameni am și măcar o pâine, cum de aici, dacă vedeți, mi s-o aprins. N-am petrol, trebuie să torn. Eu nu știu. Facturile pentru energie electrică nu vor fi pe măsura a ceea ce ați consumat. De ce, ne spune colega noastră Daniela Andreev. Daniela, bună ziua! Bună ziua, Loreta! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Luna aceasta vom primi facturile la lumină după niște calcule aproximative. Astfel, este posibil să achităm fie mai mult, fie mai puțin. Acest lucru se întâmplă din motiv ce compania care furnizează curent electric a anunțat că va avea oficiile închise până pe 27 martie. Iar datele de pe contoare nu vor fi luate pentru a preveni răspândirea virusului de tip nou COVID-19. Măsura este una temporară și este luată din cauza restricțiilor impuse de guvern până pe data de 31 martie. Furnizorul atenționează cetățenii să achite facturile la timp pentru a evita acumularea datoriilor, iar acest lucru pot să-l facă prin internet, cu cardul sau chiar la unele bancomate. Acest îndemn a venit acum 2 zile și din partea președintelui Igor Dodon. Acesta a atenționat cetățenii să-și achite facturile la timp. Altfel, riscă să fie privați de serviciile comunale. Acestea au fost informațiile. Loreta? Daniela, îți mulțumesc. Ajuns principala preocupare, dar și provocarea demnitarilor moldoveni, acest virus a avut și un efect năucitor. I-a făcut să scoată perle. Fragmente din declarațiile funcționarilor au devenit virale, iar lider absolut este fără îndoială chiar șeful statului. Mai mult timp acord. Tot eu acord la medicină și la nerepartizarea coronavirusului. Dacă tot se ocupă de coronavirus, Igor Dodon i-a făcut o apreciere uluitoare. Eu o spun un lucru, poate colegii de la Ministerul Sănătății supere pe mine. Acest coronavirus poate să treacă prin organismul omului și să nu observăm. Putem să nu observăm. Sunt deja toate studiile făcute. Așa cum trece o gripă, simplu. Acum trece o gripă, parcă ai avut o lecție de probleme cu nasul, o lecție că ți-a trecut răceala pe tine și tu ai trecut coronavirus. Nici n-ai știut de lucrul ăsta. Nu înainte însă de a-i găsi ac de coșoc. Cum vă protejați dumneavoastră de acest virus? Fac sport. Mulțumesc.
Și nu doar. Odată cu creșterea numărului de cazuri de infectări, a decis să folosească totuși și măsuri în plus. Și o facem de fiecare dată. Și la ieșire din mașină și la intrare, după fiecare întrevedere. Printre atâția termeni medicali, se întâmplă să mai și greșești. Presupune că avem 2000 de cazuri. 3-4% din 2000 de cazuri sunt 30-40-50 de oameni care trebuie să răbească ventilație de asta oficială, respirație oficială, respirație oficială. Președintele a fost în alertă înainte să ajungă virusul la noi. Am venit aici la spitalul Ciorbă. De Toma Ciorbă. Iar odată cu primul caz a venit și primul nume dezvăluit fără ezitare. Noi verificăm acum dacă este vorba de doamna. Apoi a venit justificarea. În Republica Moldova sunt peste 500, eu am verificat. Peste 500 de cetățenii Republicii Moldova cu numele și prenumele persoanei care dumneavoastră m-ați întrebat, m-ați provocat și v-am spus. În mod cert, Igor Dodon s-a făcut remarcat cel mai mult la capitolul Perle și alți demnitari însă vor rămâne cu câte ceva în memorie. Microfoanele, am să vă rog să nu mai stea aproape de mine pentru că ele reprezintă un risc. Deci mâna nu o să ne mai dăm, nu o să ne mai sărutăm, dar o să stăm așa la 2-3 metri până următoarele 2 săptămâni cel puțin. De altfel, premierul a găsit cum să le explice oamenilor să stea în case. Decesele de la această boală se termină cu înmormântări, nu așa cum sunt tradițiile creștinești. Într-un regim special, nu vă poate petrece nimeni, nu vă poate face nimeni serviciu. Mai dubioasă a fost ministrul sănătății, care cu ochii în lacrimi a rostit. Că nu mi-am văzut mama de foarte mult timp, fac un apel către mame, inclusiv către mama mea. Mama, stai acasă! Puteți merge la teatru sau la operă și în perioada în care stați acasă. Spectacolele s-au mutat și ele online. Ce piese puteți urmări de acasă, aflați în câteva minute la știri. Într-un apel public, ONG-urile de media solicită instituțiilor și funcționarilor publici să asigure o colaborare corectă cu presa în ceea ce privește epidemia de coronavirus. Se întâmplă în contextul în care jurnaliștii nu pot afla informații de interes public, unele fiind tăinuite. Semnalăm cu regret și îngrijorare situații când diferiți funcționari guvernamentali și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în loc să răspundă operativ la solicitările de confirmare sau infirmare a unor informații, refuză să ofere detalii, iar apoi acuză nejustificat presa de încercarea de a face senzații și de încălcarea dreptului la viață privată a personalului medical. O asemenea abordare este contraproductivă și nu contribuie la o bună informare a populației, se punctează în apel. Se întâmplă după ce într-o postare pe Facebook, jurnalista ProTV Lorena Bogza, indignată de modul în care Ministerul Sănătății comunică informațiile de interes public, a scris: Doamna ministru, de ieri încercăm să confirmăm oficial informația că un medic reanimatolog de la un spital din capitală este infectat cu COVID-19. Este adevărat sau nu? Răspuns nu a venit de la cei din sănătate, ci de la consilierul prim-ministrului Ion Chicu, Vitalie Dragancea. Unele întrebări prea curioase sunt încercări de a încălca dreptul la viață privată și reglementările referitoare la datele cu caracter personal, a scris acesta. Consilierul invocă dreptul la viață privată, deși anterior numele primei paciente diagnosticate cu coronavirus a fost rostit chiar de președintele țării. Noi verificăm acum dacă este vorba de doamna sau nu. Dragancea a mai scris că unii muncesc, alții fac știri, denigrând astfel munca jurnaliștilor și importanța unei informări corecte despre situația reală din sistemul medical. Deși cazul medicului de la Spitalul Republican a fost confirmat inițial la solicitarea reporterului ProTV, la apelurile ulterioare ale jurnaliștilor, dreptul la informații a fost îngrădit. Nu este pentru prima dată când acest lucru se întâmplă, deși ni s-a spus că jurnaliștii pot expedia întrebări către Ministerul Sănătății în scris, întrucât în contextul epidemiei de coronavirus presa nu participă la briefingurile ministrului, nu primim răspuns.
Întreaga lume caută soluții pentru depășirea crizei economice. Suspendarea zborurilor, faptul că producătorii auto, dar și din alte ramuri și-au închis activitatea, faptul că oamenii consumă mult mai puțin în această perioadă, ar putea avea un impact dezastruos asupra economiilor. Statele dezvoltate au alocat 10 de miliarde de euro pentru a evita recesiunea. Sprijină masiv companiile care au fost nevoite să se închidă și plătește șomajul pentru milioane de angajați. Germania, unde cancelarul Angela Merkel se află în carantină după ce a intrat în contact cu un medic depistat pozitiv, a anunțat că alocă 11 miliarde de euro pentru a sprijini întreprinderile și a acoperi pachetul social pentru 2 milioane de angajați. Asta înseamnă jumătate din cât a cheltuit în criza din 2009. De asemenea, este creat un fond de solidaritate de circa 40 de milioane de euro, din care să fie sprijiniți antreprenorii mici și angajații independenți. Italia pune la bătaie 25 de miliarde de euro și interzice concedierii pentru 2 luni. Cu acești bani se achită 80% din salariul celor care au intrat în șomaj din cauza opririi producției. Angajații sezonieri și cei independenți beneficiază de un ajutor de 600 de euro în această lună. Economia va trebui reconstruită în urma unui eveniment care poate fi comparat cu un război, au spus angajatorii italieni, citați de Hot News. În Spania, companiile mari plătesc angajații pentru programul scurt, iar statul acoperă circa 70% din salariu, evitând o avalanșă de concedieri. Suedia, unde șomajul a crescut deja la 6,8%, a anunțat măsuri anticriză, alocând 27 de miliarde de euro. Acești bani sunt direcționați spre acoperirea 75% din salarii. Și Polonia a anunțat că alocă 47 de miliarde de euro, adică 9% din PIB, pentru susținerea economiei. Banii sunt îndreptați spre protejarea locurilor de muncă și a companiilor. La fel ca și în alte țări, vor fi acoperite parțial salariile pentru a evita falimentul întreprinderilor aflate în dificultate, va fi acordată ajutor direct pentru angajații independenți și vor fi eșalonate plățile pentru contribuții sociale, taxe și impozite. Deocamdată, Republica Moldova nu a anunțat măsuri clare de luptă împotriva crizei economice provocate de coronavirus. Mersul la teatru, opere sau muzee nu era până nu demult o prioritate pentru mulți dintre noi, să recunoaștem. Acum însă, când stăm acasă, ar fi frumos să ne delectăm cu un spectacol, dar nu mai putem face. Iată că, urmând exemplul țărilor din Occident, și teatrele noastre transmit deja online piesele. Astfel, drumul tău până la operă sau teatru se rezumă la o accesare de site. O serie de muzee, teatre și săli de operă din toată lumea s-au reorientat spre spațiul virtual imediat ce autoritățile au impus închiderea instituțiilor pentru public în contextul pandemiei. Aceleași strategii le-au aplicat și multele dintre instituțiile artistice din Republica Moldova. Acum, în aceste momente, ne aflăm chiar aici, la Teatrul Național Mihai Eminescu, unde sala interioară, cea reală, este neprimitoare și pustie. În schimb, pagina lor oficială a Teatrului Național Mihai Eminescu este dedicată pentru fiecare cetățean care iubește arta și vrea să se relaxeze în fiecare weekend alături de ei, urmărindu-le spectacolele. Izolarea nu înseamnă lipsă de comunicare și noi am găsit o modalitate de a comunica cu spectatorii noștri grație internetului și au posibilitatea de a privi online, accesând adresa site-ului Teatrului Național, tnm.md, și la rubrica evenimente, în fiecare zi sunt programate online spectacole din repertoriul Teatrului Național Mihai Eminescu. Timp de cei 100 de ani de la fondarea Teatrului Național, nici scena și nici scaunele din sală nu au fost mai pustii decât acum. Aici, unde biletele erau sold out cu câteva zile înainte de fiecare spectacol, directorului Petru Hadârcă nu i-a rămas decât să realizeze cum e nu doar să joace, dar și să trăiască starea de singurătate. Îți asculți șoapta sufletului, comunici cu eu-ul tău ceea ce avem nevoie noi actorii pentru a recapitula și școala, a ne întoarce la origini. Carantina nu ne împiedică să mergem măcar virtual la operă. În fiecare weekend, începând cu orele 18 până la orele 21, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu te invită să urmărești toate spectacolele. În
această perioadă, călătoriile sunt strict interzise, dar nimeni nu a anulat posibilitatea unei excursii virtuale. Exact această șansă ne este oferită de către cele mai mari muzee, dar și galerii mondiale. Deși toate muzeele și-au închis ușile odată cu starea de urgență, vizitatorii pot intra în sălile de expoziție de pe internet din orice colț al lumii. Galeriile Uffizi din Florența, muzeele de la Vatican, Muzeul Louvre din Paris sau traversăm oceanul ajungând la New York, în Muzeul Metropolitan, pornind chiar de aici. Imagini emoționante vin din Spania, unde un amator a filmat o mulțime de porumbei ținându-se după o mamă cu un cărucior. Toți s-au gândit că fie porumbeilor le este dor de oameni, fie le este foame. Incredibil lo que te voy a enseñar ahora. Imaginele au fost filmate de la balconul unui bloc de oameni care stau în casă din cauza virusului și au făcut înconjurul lumii. Populația este rugată să nu iasă din casă, întrucât numărul îmbolnăvirilor crește simțitor. Măsurile care se referă la starea de urgență au fost prelungite cu încă 2 săptămâni. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezei se încheie aici. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!